pe hârtie sunt alte cifre, viața reală e alta, e alta. Pe oricine întrebați, eu știu, omul de rând, cum să vă spun... Înțeleg că nu trăim mai bine totuși, cum e pe hârtie. Nu. Fiecare, cum v-am zis mai devreme, își caută posibilitățile pentru un trai decent. O ducem cum putem. Trebuie să rezistăm. Pe hârtie foarte puțin, dar... Se simte această creștere salarială? N-are cum să se simtă, atâta timp cât toate se scumpesc, nu avem cum să simțim și să trăim mai bine. În lunile de final de an, vasluienii au avut în statistici o medie a câștigului mediu net de 1000 de lei. În luna decembrie anului 2011, câștigul salarial mediu brut în județul Vaslui a înregistrat o ușoară creștere față de câștigul salarial din luna decembrie anului 2010. Astfel, în decembrie 2010, câștigul salarial brut era de 1343, iar în decembrie 2011, 1479. Și câștigul salarial net a înregistrat o ușoară creștere. În decembrie 2010 era 991 lei, iar în decembrie 2011, 1092 lei. Agricultura rămâne principala ramură din județ care aduce cele mai mari câștiguri. Salariații din acest domeniu au ridicat într-o lună cu aproximativ 100 de lei mai mult.